Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea ce gânduri are persoana voastră vis-a-vis de voi. Vom începe prin a descrie persoana, iar dacă descrierea persoanei se potrivește, atunci voi veți ști că această etalare este pentru voi. Să vedem energia persoanei voastre. Eremitul inversat, ok, este o energie interesantă. Păi, în primul rând, aici putem avea de-a face cu o persoană care are tendința de a fi destul de introvertită, dar pentru că acest eremit a ieșit în poziție întoarsă, această persoană poate chiar să se forțeze în a socializa cu oamenii, poate să aibă o viață de noapte destul de activă și poate să fie o persoană care caută cumva să se ascundă chiar sub ochii tuturor. Este o persoană care se amestecă în mulțime, este o persoană care poate încerca să tragă atenția asupra sa din cauza faptului că în această perioadă se poate simți un pic mai nesigură de adevărurile sale interioare și cumva această persoană, în loc să-și folosească această înțelepciune pentru a-și urma propria cale, are tendința de a urma căile altor oameni. Ei bine, în mod normal, această persoană ar fi o persoană foarte înțeleaptă, dar nu pare că mai ascultă de această înțelepciune. Această persoană s-a săturat să fie singură, această persoană s-a săturat să fie diferită, pur și simplu caută să se adapteze la tot ceea ce înseamnă normal. Nu mai vrea să fie o persoană pustnică, nu mai vrea să facă toate aceste lucruri spirituale, pur și simplu vrea să se amestece prin mulțime și atunci această persoană poate încerca să copieze un comportament obișnuit din punct de vedere social. Această persoană poate încerca efectiv să posteze din ce în ce mai mult pe rețelele de socializare, dar sunt postări de suprafață, nu sunt neapărat postări pe care le simte. Este vorba de exemplu de a posta melodii care sunt la modă sau anumite citate, anumite glumițe, dar lucruri care nu sunt într-adevăr semnificative pentru această persoană. Chiar dacă această persoană poate avea preocupări spirituale, eu nu cred că și le lasă la vedere și cred că momentan trece printr-o fază în care pur și simplu caută să se adapteze și cam atât. De aceea aici putem avea de face, da, cu zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, în special Fecioară, dar de data aceasta avem de face cu o persoană care caută să se integreze. În principiu, eremitul este o persoană care are grijă la anumite aspecte, la cum ar putea percepe alți oameni lucrurile, dar de data aceasta este un pic cam mare grija aceasta. Poate să fie de asemenea o persoană care în această perioadă poate să se îmbrace astfel încât să atragă atenția, să se îmbrace la modă sau să se îmbrace mai mulat. Hai să vedem mai multe detalii despre această persoană. Nouăle de pentagrame, 5 de cupe. Da, ce am zis. Și steaua. Această persoană postează pe rețelele de socializare, postează lucruri de suprafață, vrea să atragă atenția, vrea să ascundă faptul că această persoană se simte destul de tristă. Sincer, aici zice că această persoană pentru unii dintre voi poate să fie chiar la limita depresiei. Atenție foarte mare pentru că această persoană se vede ca și cum ar fi suferit o decepție foarte puternică în dragoste și acum caută să arate că este bine, să demonstreze că este ok, că totul este în regulă, că are alte persoane care sunt interesate, să demonstreze ce viață sociabilă, socială interesantă are această persoană, deși nu neapărat cred că este cazul. Atenție foarte mare în legătură cu acest lucru, pentru că aici astfel de energie îmi dă această persoană. As de spade, îndrăgostiții și regina de spade. Această persoană a avut de-a face cu o persoană care o știa destul de bine și atunci schimbările astea în postări cumva ar fi să demonstreze, uite cât m-am schimbat de când am fost noi împreună, dar persoana asta știe, deci cunoaște această persoană și știe că nu s-a schimbat absolut deloc, chiar dacă postările ar putea sugera lucruri, este o persoană care cunoaște această persoană mult prea bine,
ca să pici în capcana asta. Hai să vedem cum vă percepe această persoană, ce gânduri are această persoană despre voi. Vom lua trei cărți de aici și în rest tarot, iarăși. Și avem iubire. S-ar putea chiar ca voi să fiți persoanele care cunoașteți această persoană și știți că e doar o fațadă. Gratitudine. Și independență. E bine, această persoană vă percepe ca fiind firi foarte independente, foarte bine pe cont propriu, care nu neapărat au nevoie de altcineva pentru a se simți bine, pentru a fi bine, pentru a sta bine, pentru a se simți echilibrate. Nu e ca și cum aveți nevoie de validarea altor persoane. Pe de o parte, această persoană admire acest lucru la voi pentru că este exact ceea ce această persoană nu suportă la ea însăși. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că persoana este foarte, cum să zic, recunoscătoare pentru faptul că vă are în viața sa și voi ați adus o schimbare benefică în viața acestei persoane. Este ca și cum voi i-ați redat zâmbetul când credea că nu o să-l mai aibă. Aici există atașament pe care această persoană îl are față de voi, aș putea spune chiar iubire, dar asta numai în contextul în care această dezamăgire a fost creată de voi. Dar dacă nu, și este vorba de altcineva în trecutul acestei persoane, țineți cont că această persoană admiră faptul că voi îi arătați atenție, grijă, afecțiune, necondiționat, chiar dacă voi știți că această persoană nu poate să vă ofere același lucru în schimb. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că această persoană, pentru cei care știți că această persoană a avut o dezamăgire cu altcineva. Persoana recunoaște tot ceea ce îi oferiți voi. Persoana este recunoscătoare, dar în același timp nu o văd să se implice mai mult decât a făcut-o până acum. Iar pentru persoanele care efectiv au avut această supărare cu această persoană și știți că despre voi este vorba aici, atunci această persoană, atenție foarte mare, pentru că momentan intră într-o ipostază în care începe să fie foarte mult în gardă, chiar dacă ține la voi, chiar dacă vă iubește, dar va începe să fie din ce în ce mai rece față de voi și va căuta să-și păstreze impulsurile sub control. Aici nu cred că această persoană va mai face primul pas, asta trebuie să vă avertizez. Bun. Hai să vedem gândurile față de voi. 6 de spade. Această persoană speră să treacă peste această supărare și să schimbe norocul în bine. Această persoană vrea să aibă un element de schimbare foarte puternic în viața sa. De asemenea, atenție pentru cei care s-au despărțit iarăși de această persoană recent. Dacă voi v-ați despărțit de această persoană recent, această persoană poate să aibă în vedere o mutare cumva surpriză, gen la care nici voi, nici această persoană să nu se fie așteptat, dar această persoană vrea pur și simplu să iasă din rutină și atunci forțează un pic lucrurile spre o mutare, dar problema este că pentru cei care sunteți voi despărțiți de această persoană, această mutare nu este benefică. Dacă această persoană s-a despărțit de altcineva, fiți atenți că această persoană poate să vină cu o propunere de a vă muta împreună, dar atenție foarte mare că asta nu înseamnă mai mare implicare emoțională, este pur și simplu o forțare a sa de a trece peste. Deci, indiferent de cum ar fi, un pic de atenție, pentru că, deși este făcută cu o intenție bună această mutare, este nevoie de foarte multă muncă pentru a menține lucrurile să fie benefice, pentru că au o tendință de a escalada foarte ușor în a deveni toxice și de asta vreau să vă țin precauți și să fiți pe fază, indiferent de ce ar fi, voi să știți exact cum să răspundeți, să vă faceți niște planuri, niște idei încă dinainte, iar în momentul în care această situație intervine în viața voastră, voi să știți exact ce să spuneți, ce să faceți și cum să reacționați, astfel încât să nu existe nimic care să vă ia pe nepusă masă. Bun. Hai să mai vedem o carte despre cum vă percepe această persoană. De
sunteți persoane foarte determinate și foarte focusate pe țelul vostru. Această persoană consideră că voi aveți tot ceea ce vă trebuie pentru a ajunge la țelurile voastre dorite. De asemenea, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că această persoană poate să iubească părul vostru, dar și felul în care voi arătați. Aici puteți fi persoane care obișnuiți să vă acoperiți de regulă în permanență și atunci există o formă de mister și de dorință de a vă vedea efectiv pielea și atenție foarte mare, pentru că dacă voi sunteți persoanele de care această persoană s-a despărțit, această persoană se gândește că vai cât de mult a suferit și suferă în legătură cu această relație și cât de norocos s-a simțit atunci când a început această situație între voi. Deci cam acestea sunt gândurile pe care această persoană le-ar avea pentru voi. Dacă sesizați că trăsăturile persoanei rezonează cu persoana cu care aveți voi de-a face, dacă vă este utilă această etalare, am să vă rog să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări și, de asemenea, dacă doriți o etalare privată, mă puteți contacta la numărul din descriere. La revedere!